Iar după amiază la intersecția străzilor independenței cu Alion din Robeta Turnu Severin, un camion care transporta un bul de escavator a agățat firele de telefonie și internet și a doborât stâlpii de susținere ai acestora. Pagubele cauzate vor fi suportate de către șoferul neatent. La un pas de tragedie, stâlpii de lemn, vechi de foarte mulți ani care aparțin unei societăți care nu mai există în Severin, au fost dobărâți pe trotuar și pe partea carosabilă într-o zonă intens circulată atât de autovehicule cât și de pietoni. În cursul zilei de ieri, în jurul orelor 16, un echipaj de poliție locală afla pe zona de responsabilitate a asigurat măsurile de ordine și siguranță publică, precum și măsurile de fluidizare a traficului rutier, deoarece la intersecția străzilor Alion cu Independenței, un camion care transporta un buldo excavator, a agățat firele de telefonie, precum și cele de internet, doborând stâlpii de susținere a acestor cabluri. A fost identificat conducătorul auto, au fost întocmite planșe foto și a fost înaintată către primărie adresă în vederea recuperării prejudiciului, deoarece în cădere stâlpii au distrus elementele de mobilier stradal. Totodată la fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul poliției municipiului în vederea continuării cercetărilor. Totul s-ar fi putut transforma într-o adevărată nenorocire, doar că întâmplarea a făcut ca în momentul impactului să nu fie persoane sau mașini în zonă. Norma în incidentului au rezultat doar pagube materiale.